Ziua de 8 martie este una specială, mai ales pentru femeile din viața noastră. Fie că vorbim despre mame, soții, iubite, bunicuțe sau colege de serviciu, astăzi de 8 martie vorbim despre femei. Pentru că este o zi specială, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a organizat miercuri dimineață în punctul de trecere a frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în țară, o acțiune prin care polițiștii le-au oferit doamnelor care au ajuns în punctul vamal flori. Poliția de frontieră se află în slujba cetățeanului și a comunității și astăzi mai mult ca oricând dorim să le fim alături doamnelor și domnișoarelor prin simplu gest de a le oferi o floare și a le transmite un călduros la mulți ani, o primăvară frumoasă și multă sănătate. Doamnele și domnișoarele care au ajuns miercuri 8 martie în punctul de trecere a frontierei Giurgiu au fost încântate de cadoul oferit de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Bună ziua! La mulți ani de ziua pe mine! Cum vi se pare acest gest? Foarte frumos, mulțumesc. Este o fetiță cățelușă sau? Nu, e băiețel. E băiețel și va ura și el la mulți ani până acum? Da. La mulți ani și din partea noastră, zi bună. O primăvară frumoasă. O primăvară frumoasă. Thank you. Stai mâna și fără. Ce să faci? Mulțumesc. Cu plăcere.